Neplătiți de luni bune, jucătorii de la Astra continuă parcursul excelent și în campionat. Giurgiuveni au câștigat în prima etapă a returului 2-0 la Chiajna. Oaspeții nu s-au putut baza pe Teixeira și Queiroz, suspendați William și Moraes fiind accidentați. Partida a fost una echilibrată, însă experiența astralilor a făcut diferența. Alexandru Stan, fost jucător al Concordiei, a deschis scorul în minutul 54 printr-o execuție superbă după o pasă a lui Budescu. 20 de minute mai târziu, Alexandru Ionita a dublat avantajul echipei sale, stabilind totodată scorul final. Marius Mudic a făcut haz de necaz după meci vis-a-vis de problemele financiare cu care se confruntă clubul, întrebându-se retoric cine e pe primul loc și nu are bani deloc. Deși sperau ca banii de la UEFA să le fie virați în conturi, jucătorii și antrenorii au rămas cu buza umflată în continuare, forul european blocând momentan cei aproape 700.000 de euro pe care Astra i-a redeprimit în urma participării în Europa League. Astra continuă să se mențină pe primul loc în clasament, mărindu-și chiar distanța față de FC Steaua. Giurgiuvenii au 30 de puncte, în timp ce steliștii ocupă locul secund cu 26 de puncte după remiza cu Petrolul. Următorul meci al Astrei va avea loc tot în deplasare, sâmbătă 24 octombrie de la ora 20:30 cu ASEA Târgu Mureș.